Bună ziua, copii minunați și dornici de cunoaștere! Sunt Olga Cerneș și împreună descoperim noi secrete ale limbii române. Să începem activitatea. Vă propun un șir de cuvinte. Citesc. Pulover, cămașă, îmbrăcat, pantaloni, ciorapi. În acest șir este un cuvânt intrus, adică nu face parte din grupul celorlalte cuvinte. Depistați-l, care este el? Al doilea șir. Lalea, trandafir, cumpărat, crizanteme. Ați depistat intrusul și din acest șir deja. Următorul șir. Caiet, compunere, creion, radieră, riglă. Ați găsit și intrusul de aici. Observați dacă l-ați găsit corect. În primul șir, intrusul este îmbrăcat, deoarece el nu face parte din grupul articolelor vestimentare. În al doilea șir, intrusul este cumpărat, deoarece el nu face parte din grupul florilor. Iar în șirul al treilea, intrusul este compunere, deoarece el nu este rechizit școlar. Observați aceste trei cuvinte. Au ceva în comun. Ce anume? Corect. Litera M. Și dacă vă uitați atent, în fața căror litere este plasată litera M? În fața literei B și P. Dragi elevi, tocmai ați descoperit o regulă. Să o memorizăm. Înainte de literele B și P, se scrie de obicei litera M. Încă o dată. Înainte de literele B și P, se scrie de obicei litera M. Zic de obicei, deoarece excepție fac cuvintele provenite din altă limbă. Excepție ar fi Istanbul, un oraș mare din Turcia. Acesta este Istanbulul. Alt cuvânt ar fi Edinburgh, este capitala Scoției. Cu siguranță ați auzit de această țară. Și o imagine. Următorul cuvânt ar fi Hornpipe. Este un instrument muzical. Îl vedeți atașat aici în imagine. Și non-profit. Poate ați auzit la părinții voștri și înseamnă care nu aduce câștig. Acestea sunt doar câteva exemple în care înaintea literei B și P nu se va scrie M. Așa, în continuare, va trebui să pronunțați cuvântul care este scris greșit. Ca să văd cum ați reținut regula. Umblă, umblă. Deci forma greșită este umblă, deoarece are scris N în fața lui B. Cumpără sau cumpără. Forma greșită este scrisă cu N. Limbă sau limbă. Forma greșită va fi cea scrisă cu N. Ambulanță sau ambulanță. Forma greșită este cea scrisă cu N. Câmpie sau câmpie. Sigur, regula ne zice că forma greșită este scrisă cea cu N. Zâmbet sau zâmbet. Forma greșită este cea scrisă cu N. Înfiorat sau înfiorat. Observăm că aici nu am nici B, nici P. Forma corectă ne rămâne înfiorat. Cea pe care o pronunțați este înfiorat, deoarece este forma greșită. Îmbobocit sau îmbobocit. Forma greșită este cea scrisă cu N. Îmbufnat sau îmbufnat. Forma greșită este cea cu N. Înflorit sau înflorit. Iarăși, nu am nici B, nici P. Forma greșită este cea scrisă cu M.
Combinație sau combinație? Forma greșită este cea scrisă cu ne și ultimul cuvânt, cumplit sau cumplit. Forma greșită este cea scrisă cu ne. Repetăm încă o dată regula. Înaintea literei B sau P se va scrie întotdeauna M. Ați reținut și sunteți gata să mergeți înainte. Dragi elevi, regula care ați învățat-o astăzi este magică. Litera B și P preschimbă în M consoana N, dacă aceasta apare înaintea lor. Și aceasta se întâmplă în cazul în care vrem să formăm cuvinte. Să încercăm. Bolnav plus în. Va fi în sau îmbolnăvit. Regula magică spune că ne va fi preschimbat în me. Deci va fi îmbolnăvit. Să continuăm cu mai multe exemple. Podoabă și adaug în față în. Înpodobit, dar am zis că P va schimba în M consoana N. Forma corectă a cuvântului va fi împodobit. Mai departe, în plus bujor va forma cuvântul îmbujorat. Vedeți cum s-a preschimbat. Consoana N în M. Continuăm. În plus bogat va fi corect. Îmbogățit, scris cu M neapărat. În plus piatră va fi împietrit, la fel scris cum e. În plus dulce. În dulcit rămâne la fel deoarece nu am B sau P. În plus floare rămâne înflorit deoarece nu am B sau P care să preschimbe consoana N în M. Este simplu. Continuăm. Pentru că voi cunoașteți deja regulile despărțirii cuvintelor în silabe, să vedem cum vom despărți în silabe cuvintele care conțin grupurile MB, MP. Îmbrăcăminte. Ce observați? M a rămas într-o silabă, B a plecat în următoarea. Următorul exemplu. Cam pion. La fel, această pereche de consoane s-au separat în silabe diferite. Schimbător. Este aceeași. Consoanele sunt separate. Zambilă. Regula ați înțeles-o. În momentul despărțirii în silabe al cuvintelor care conțin perechele MB, MP, acestea se vor despărți în silabe diferite. Ca la sfârșit, vă propun o frământare de limbă, o las aici, veți reveni la ea ori de câte ori aveți nevoie, ca să îmbunătățiți pronunțarea cuvintelor ce conțin îmbinările MB, MP. Ascultați cu atenție! Ce întâmplare întâmplătoare s-a întâmplat din întâmplare? Am plecat de la plecare să mă plimb într-o plimbare. Ce întâmplare, ce întâmplare! Vă doresc ca aceste cunoștințe să vă fie mereu utile.